Vreți un ăsta mai mare? Da? Da, bine, putem să punem și mai departe chestia asta, să stea și undeva așa, să mai... Să mai... Eu vreau să fac un ăsta via. Paletă? A dus și de sus. Paletă? Ce paletă? Uite de ăsta, de tenis, Vasile. Aha. Da, uite de ăsta. De tenis? Da. Aia scârpăreți. Da. Vezi, poate mai găsești de la de lemn, Vasile, sau de la de sus. Albe. Natură, ce vrei? Asta ce e, Vasile? E ulei fier. Aici e, am luat și ulei din ăla, de ei, să-l trecie culorile. Da. Da, mulțumesc, Dan. Okay. Trecea să-ți faci o paletă după aia. Ok. Ai și tu din astea așa de la asta? Marea, da. Dar nu e, nu știu că e de la... Palete. Pavel, lasă-te că mergă ține. Palete. Palete. Ai și cuțite, nu? Ai un joc de mai plastic, nu? Ce cuțite ai? În apară de astea. Da. Bună ziua, suntem Paul, vino cu aici. Unde suntem, Paul? Să ne explice Paul mai bine unde suntem. Comuna Corbeni, sat Turburea, județul Argeș, la Palele Muntelui Ghițu, atitudinea 1000, natură, liniște. Paul e din atelierul de pictură, Joiețica, o știți. Ce e, cafeaua? Cafeaua, da. E fără zahăr. Deci aici se bea cafea industrială, deci mi-a adus o ulcică de cafea. Vezi, mai e un cuțit de la... Da, avea seama, dacă te-au adus la cafea, nu stă inima în loc, am mai băut una. Așa, puțin așa. La mine profităm și noi acum puțin de soare, de cât încă nu plouă. După aia când o să înceapă să plouă, asta e, ne dăm și noi mai la... Mai la adăpost. Mai la adăpost, că avem adăpost. Asta nu plouă. Suntem la pensiunea lui Paul Gură de Rai, în Argeș. Privește să-i face frumoasă. Eu am să încep cumva să vă dau, dacă vreți, să vedem așa puțin... ce putem vedea așa. Hai să încercăm dacă putem în să... Suntem dealul Chiciora, cel mai înalt deal din țară. Deci acolo, da. Dar e departe și nu se vede prea bine. Nu putem focaliza pentru că... Obturează imaginea. Da, avem un cereș. Avem multă vegetație în jur. Deci, da, de joc împrejur și atunci e mai complicat să ne putem... Ia uite, i-a adus Vasile și un cuțit. Arată cuțitul, Vasile. Ce facem cu ăla? Deci cu ăla tăiem porcul. E cuțitul cu care tăiem porcul. Nu, cu ăla pictăm. Deci noi vom picta astăzi, aici vom fi puțin norocoși. Sau poate chiar mai mult. Norocoși și să sperăm că vom fi norocoși cât timp încă nu plouă. A mai apărut al patrulea și valet, nu? Deci 1, 2, 3, 4, dar ăla acolo e pentru cine? De rezervă. E de rezervă, deci mai așteptăm încă cineva din zonă dacă vrea să vină aici. Să ni se alăture. Aduce de la de șervețele. Ia stă unul ăla și stai de unde vreți să stai. Hai, pune-te acolo atunci. Sau te urmă, cine a adus palete? Ai adus palete? Nu prea mai am, acum să șterg. Dar nu palete mie, dai o farfurie, ceva, o chestie, un placaj. Eu nu vreau un mod de stres, palete, nici nu trebuie. Auzi, Vasile, placaje, ceva? Palete, bon, ce? Un...
Cracă jurnal, dar o să faci când jurnalele astea cu tine. Câteva, două, nu. Pe acum ne trebuie. Vezi ce găsești. Cât de vas? Așa, mă. Ei, unde ăla de gălătă de plastic? În capac de la era. Deci am văzut, un coș frumos când am intrat de la tine, până ajunge aici la pensiune, când mergi pe faci stânga, știi, înainte de magazinul ăla ce e acolo pe stânga, se vede foarte frumos, niște căpițe cu stânga, cu alea, știi, o întindere frumoasă, cu niște, se vede un stejar. Da, sunt bune, sunt bune. Uei, mamă, hai să vă, le arătăm la oameni paletele, deci paleta de pictură, fraților. De frasă? De, e din frasă. Autentic. Pui puțin ulei pe ea, că o să... Asta da, picează, pe ce vrei. Picează mai... pune puțin ulei pe... Ia, hai din coace. Așa și... Aoleu, Paulu, pe cealaltă parte te mutărești. Ai paleta, ai, da? Aici nu, n-am. Mai adu o bucată de foc din ăsta. La urmă o să faceți focul bine cu el. Pune-mă. De vegetație și complicat. O să le dau jos și le amenunt, da. Da, deci, Paul, invers. Așa, da? Da. Te-ai intrat acolo, stai puțin într-o râcă, dar de tipul așa. Să-ți pregătești să scrie o paletă de culori. Dar e stabil, e stabil. E stabil, dar trebuie și ulei. Să-mi aducă paleta. Păi, o bucată de lemn să-ți aducă și ție. De, la orice nu poți să-i dai pe aia, eu pe aia o duc să dai tu să... Care aia? Asta, de lemn. Aaaa! Păi da, dar mi-ntrebi mai nu am zis pe aia să fie asta. Ia duce, Joița. Joița Iorzan. Ce culori folosim? Alb, umbră, arsă, verdele astea-i foarte mișto, am văzut. Da? Ți-ai luat ulei în ceva? Pune și tu ulei. Cârpe, să vă luați cârpe, să aveți niște cârpe. Așa. Vezi, ai încoace, să-ți dau culoare. Da, asta e altă repita. Da. O să putești cu culorile... Că ca să vă așa o teamă cu culori. O, cum să vă puneți? De la mustaș, așa ăsta, mustaș. N-am mai văzut mustaș cu chestia asta cu... Da. Ce ce-am văzut cu aia? Da, e foarte frumos cu aia. Mă va ține. Te-ai luat, Vasile, te-ai luat, da? Dacă o să-ți mai trebuiască, vii aici și ții, da? Vrița, poți să duci. Dacă îți mai trebuie ceva, nu, duci și ții. Negru nu ai, nu? Negru nu. Na. Vasile, negru ai? Paul.
puneți-vă puține culori, pentru că dacă se consumă, veni și mai luați, da? Tată, în ce faceți? Uite, sunt cioban la furci. Dacă bine. Da. Bun. Pensule, Vasile, mai sunt undeva? Da, aici. Aduce și aduce. Arde compromis. Am adus pensule. Bine. Nu mai mișcăm șevaletul, nu mai mișcăm nimic, pentru că se poate întâmpla să dăm peste. Păi, noi vom picta tot din repertoriul vechi, adică tot din ultima temă, pentru că am venit... Vasile, mai avem o ceașcă. Ceașcă de ei? Să pună ulei. Am venit la jucămințele... La noi joiețica Iordan și a lui Paul Boștinaru. Noi suntem deja un grup. Bun, noi am venit să pictăm în natură niște flori, tot în tehnică, tot în școala românească, cu toate că ar fi trebuit să pictăm din natură. Doar că natura... să pictăm din natură ne trebuie și ceva să oferim cumva. E o natură mult prea încărcată și nu avem ceva să luăm care să fie cumva pictural. Din momentul de față suntem înconjurați de prea mult copaci, n-avem ce. E prea multă natură. În cazul de față ne vom picta așa pur și simplu din așa. Vasile, după aia să pui telefonul tău cuiva pe o muzică clasică, un pian ceva. Pe un YouTube ceva. Da. Nu umblați cu pensule mari din prima, Vasile. Mai bine ar fi să umblați, să vă faceți, ai găsit ulei de iniță pui înapoi? Da. Vasile, dopul de la uleiul de iniță. A pus ulei în el. Aha. A pus ulei în el, da, să nu vexe totul. Eu avem aici o gelare de ulei ce au. Nu știu asta aici. Aia. Schiță, nu faceți schiță decât așa sumar. Nu cu creionul, nu cu creionul. Nu, ce faci cu aia? Nu te-a pe mână. Nu știu, pune-mă pe față. Nu mai curent. Da? Nu bați din pe da, facem un vas cu flori, facem, vă uitați și din jur împrejur, și ce vă place, puteți să pictați și din natură, dacă din ceva să vă place, o frunză, un cu ce știu eu. Puteți să adaptați și din mediul înconjurător, în toată treaba asta. Dă-i drumul, dați drumul la mână liberă, nu vă complicați în stres, da? Lăsați liberă mâna să meargă liberă. Eu te-am ca prea sus cu barcă. Unde este acolo? La tine, pentru că e pânza mare, va trebui să vină ceva de genul ăsta, da? Așa, ia, uite, am dat voie puțin? Dăm voie. Dăm voie să văd. Lasă-mă puțin. De ce pus așa? De ce nu pui așa? Pune culoare mai multă, dă drumul direct, pasă groasă. Tu la fel, pasă groasă direct, nu stai și te juca.
alegeți-vă după aia cumva să vină și lumină de undeva, da? De obicei ar fi bine să vină lumina din partea dreaptă, da? Din partea stângă, cum pictați. Da? Lucrăm păstos. Pentru la cum o țin găsica? Bravo, așa. Deci o ție aici, da? Paul, aici o ținem, da? Ținem așa. Da? Hai să învățăm. Ia să vedem. Deci nu așa. Uite așa. Ia, dar te puțin. Deci uite așa pictăm, da? Dacă se poate să nu ții degetelul să apropia, pentru că la un moment dat mușchiul de aici și toată articulația de aici îți va amorți. Să ții degetul ăsta liber, da? Să nu stai cu articulația încordată, da? Să ții degetul așa, da? Așa. Și de obicei, uite, asta ar fi poziția la care tu trebuie să pitezi, deci așa, da? Așa, stai la o distanță de un metru de frunză, în cazul tău, cu mâna întinsă, cu brațul întins și faci așa, tot timpul, apreciezi, da? Hai, ia, Veritica, îți dai jos sau picioare? Cum vrei să stai? Nu, e bine așa. În picioare? Bun. Aducă să stai în picioare, va trebui să faci cum spun eu. Fii atent, dă-te puțin, să vezi. Deci, stai, uite, așa, degetul ăsta, fie așa, da? Stai și pitezi așa, faci așa. Oh, nu știu dacă pot să faci așa, dar faci cum spun eu, da? Da, bine. Nu știu ca forma vasului pe care am făcut-o deja, da? Da. Tu aveai deja o formă definită a vasului, da? Aici este puțin semi-rotund, da? Da. Da? E văzută de jos în sus. La tine la fel, trebuie puțin semi-rotund aici. Da? Dacă este și acolo, este și aici. Încă ceva, putem modifica vasul, da? Dacă în timp ce executăm, putem modifica vasul, Paul, da? Putem să-l scoatem cum vrem. Ține de fundalul din partea asta, de fundalul din partea asta și modificăm cum vrem noi. Da? La fel și tu, poți modifica în funcție, dacă acum lucrezi la fundal, poți modifica funcțiunea vasului, da? Ideea ar fi să lucrați concomitent și vasul și fundalul, știi? Ca să putem să-l modelăm, da? Modelăm în funcție de ce avem noi nevoie să iasă acolo. Puneți mult ulei. În cazul vostru puneți mult ulei pentru că absoarbe pânza, da? Da. Și trebuie să fugă culorile. Nu te duca prea mult la vasă. Deci, pune și pe fundal. Pune pe fundal. Pe fundal puteți folosi pensule mai mari la fundal. Să aveți viteză de execuție, puteți folosi o pensulă mai mare, da? Doar numai când ajungeți prin apropierea vasului la... Atunci puteți folosi pensule mai mici, dar nu puteți... Pune culoare, tu zici că acum mai pus prea mult ulei, mai pune culoare. Să nu fie nici prea mult, da? Prea mult ulei. Că după aia o să se scuze. Nu contează, nu are nicio relevanță. Dar ai luat și tu bideleaua cea mai mare, poți să te lua. Dacă era asta mai mare, mă... O luăm pe aia să acolo și scap mai repede. Noroc ai găsit una... Mai așa, vedem de numai așa. Pune-mi culo, unde e, vedeți cum m-am întâlnit. Da? Da, așa se pune, da? E suprafața mare și trebuie acoperită, cam toată suprafața asta, da? O să trebuia să acoperi și vaza, aici o să trebuia să se faci și tu un mileu ceva, da? Un mileu, o formă de mileu, da? Încă mă spunea mileul, florile vor veni undeva pe aici.
Cam asta este treaba. Nu facem frunze în mod deosebit frunze, dar în școală românească frunze nu prea sunt. Ia, dăm voi puțin. Deci, le facem și flori. Prea pot să citesc pe un model, ia. E modelul sunt eu. Tot nu se face așa model. Cam asta așa, aici. Mai facem de și puțin de desen, prima dată în doi, da? O să facem aici în cească. Să ceva pentru că e bătătoasă frunza ta. Nu facem ce știți aici undeva. Da? Și eventual vom face și eu pastilioare de ceva. E masă, da? Îl vezi de da? Da. Ok. Bine. Paul a dormit toată noaptea bine, este odihnit. Nu, Paul? Nu. Creierii multe am băut peții și până am mai băut, cred că de ani de zile, noi aici avem siropuri naturale. Da, am pățit și eu exact așa. De la acolo n-am mai dormit, nu am mai dormit. S-a produs o... Da. Știu cum e. Camila a plecat? Da. Cu cine? Cu Dan. Să dea un pic mai tare, Bogdan, Bogdan, un pic mai tare. Acum e, a ieșit, avem DJ aici, avem. Bagă până-n
Mai tu pe accidente? Stai că toate de mai mult desfăcut. Vasile l-a desfăcut puțin, te vea mai mult. Ia. Păi nici eu n-am știut cum vă dă de bancă. Gata. Nu s-a întâmplat nimic. Se încarcă. E ok. Thank you.
cine e acolo? Ce-i asta? E de vie. L-am apucat afară. Concentrează-te că te gândești că ești undeva. Concentrează-te că ești singură, nu ești cu nimeni. Nu e nimeni în jurul tău. Nu știu la ce. Nu e nimeni. Tu ești în atelierul tău singur aici. Nu te vede nimeni, nu te aude nimeni, nu interesează pe nimeni.
Unde-i Vasile? Să fac o aroganță. Pune Fărămiță Lambru 1971. Da, atâta. Fărămiță Lambru 1971. Da, da, atâta. Pentru cei care se uită la noi, să ne aducem puțin de tradiția dată a satului. Eu trăit în Nagy și m-am reprofilat, m-am readaptat vieții de la țară. Așa. Inclusiv muzici, pentru că noi ascultam atât. Bumbate. Altfel, da, alt gen. Da. Deci dacă știu să-i fac umbră ăsta... Eu te agajez cromatic și pe ea și pe tine. Deci vă agajez tot timpul când ești din... Nici o fată nu-i frumoasă ca în data lui. După aia tot după aia tot după aia tot după aia. O schimb după aia. Fetele se ceră glumă până la urmă. Băieții după ele leagă snopii grei. Fetele sunt frumoșele, frumoșile. Veni toamna cea bogată la puleste gri. Lumea e veselă și cântă ce mai bucurii mă. Harnic și muncește, are tot ce vrea. Cine nimic lui nu-i facă, scânde ea n-a vrea. Păi cine-i harnic și muncește, are tot ce vrea. Cine nimic lui nu-i facă, scânde ea n-a vrea. Să pună pian. Thank you.
V-a fost dor de mine? Bine ați venit la Bubetar fără scăpare, locul unde aruncăm în labirint nou invitat. Dar bine reclama, ai de la, de la băiția de acolo. Vezi că dai peste tablou la joițica cu piciorul. Ai pus piciorul exact pe el. Ai și te și mugdări pe pantalon. Nu m-am mugdărit. Alarmă. De vreme. De vreme. Au mai găsit o găsezi. Se pare că n-a mai plouat până acum în lumea asta. Se pune.
Acolo pe ce, pe ce vale când dă. Mi-era ascuns, camuflat.